Wow, deci ai văzut? Are o voce superbă. Într-adevăr, e minunată. E super, cântă minunat. Oh, dar nu mai minunat ca mine. Of, normal că nu. Directoare Luna? Da, Pinkie Pie. Am o întrebare. Se mai ține concursul de cântat? Nu știu, la asta mă gândeam și eu. Ce zici? Da, chiar aș vrea. Poate că Crystal ar putea participa. E o idee minunată, Pinkie Pie. Stai un pic să fac recomandarea asta. Du-te la profesoara Cadence și spune-i că să vină aici să mă ajute cu ceva. Imediat, directoare Luna. Crystal, ai cântat extraordinar. Serios, vă chiar v-a plăcut? Da, a fost senzațional, a fost super. Crystal. Oh, hey Sunset. Oh, hey Sunset. Ai cântat super. Îmi poți da și mie un autograf? Nu dau autografe. Oh, sigur, uite. Yay! Oh my gosh, atât de bucuroasă. Scuze. Și da, deci am fost foarte emoționată pe scenă. Asta, aia nu era scenă, era un cam fel de scenariu sau nu știu ce. Da, totuși, poți participa, poate poți participa la concursul de cântat. Concurs de cântat? Concurs de cântat? What? Da, este un concurs de cântat. Serios, eu n-am auzit de el. Nici eu n-am auzit de el. Nu știu ce să zic, fetelor. Chiar nu știu. Haide, Crystal, sigur vei câștiga. Da. Vii cu noi să te înscrii? Nu știu. Hai, te rog, Crystal. Dacă câștigi, putem câștiga și putem evalua școala, fiindcă acei pony care te vor vedea, dacă cânti frumos, ne vor da bani și putem să renovăm școala într-un mod și mai drăguț. Serios? Da, așa facem în fiecare an. Este cât un concurs. Cine știe că bani și poate să-i doneze ca să renovăm școala. Da, așa e. Și anul trecut ce ați făcut? Anul trecut am făcut un concurs de desen, nu, Melody? Da, exact așa. Și cine a câștigat? A câștigat fata aia de acolo. Da, sunt foarte bucuroasă că am câștigat concursul de desen anul trecut. Și eu sunt. Acum școala e mult mai frumoasă. Aha. E, wow. Deci, ce zici? Particip? Nu știu. O să mă mai gândesc. Bine. Vrei să... Să ce? Să mergem afară? Avem și curte? Normal, toate școlile au curte. Da, vreau. Bine, mi-a luat de vizită cu noi? Normal că vin. Haide. Bine. Oare ce este anul ăsta? Ira! Ce zi minunat! Ce cauți cu ghiozdanul? Ce caută ghiozdanul Crystal aici? Eu l-am pus în dulapul meu. E ghiozdanul lui cine? Este ghiozdanul meu. Ce cauți? De ce ai pus mâna pe el? Ce, nu am voie? Nu ai. De parcă ar fi o regulă. Da, este. Da, nu ai voie să umbli în ghiozdanul altuia. Nu am umblat în el. Atunci de ce era deschis? Păi pentru că s-a deschis singur. Nu se poate deschide singur. Dar eu l-am pus în dulapul meu. Am fost foarte, foarte, foarte sigure. Nu era aici când ne-am dus spre sală să cântăm. E foarte ciudat. Da. Hei, fetelor, care-i treaba? Nu, nimic. Mai mergem afară? Da, hai. Pe aici. Bine.
Și de data asta punem ghiozdanul într-un loc mai sigur. Ok, vin și eu. Bun, deci vreți ca eu să particip la concurs? Da, chiar vrem. Da, ești toată speranța. Fetelor, nu știu ce să spun. Hey, Honey Race. Oh, hey, Sparkle. Oh, hei, sclipicioasa, cine ești? Sclipicioasa? Mă numesc Crystal. Oh, bună, Crystal, Crystal, sau cum te numeai? Crystal. Oh, hei, eu sunt Sparkle. Bună. Vrei să fim prietene? Da. Am văzut că ai cântat la evenimentul de cântat. Da? De unde știi? Nu era în sală. Păi ne-am mutat pe televizoare. De televizoare? Da, a fost superb, fato. Serios? Mi-a plăcut foarte mult muzica. Și mie. Păcat că nu am putut să fim în sală atunci. Da, aveam ora de sport. Dar erau niște televizoare și ne puteam uita. Wow, super. Televizoare în școală? Da, există. Da, nu știai? Oh, nu știam. Hei, Crystal. Bună. Hei, tu, ce te bagi? Oh, Rainbow Blitz, surioară, ce cauți aici? Păi, stau? Du-te de aici, este treaba fetelor. Asta înseamnă că nu pot să stau și eu? Da, exact asta înseamnă. Hai, du-te de aici. Dar nu vreau, vreau să-i spun ceva lui Crystal. E altă dată, acum vorbim noi. Hei, bună, Crystal. Oh, bună. Hei, Crystal, wow, ai cântat minunat. Da. Hei, fraților, hei. Oh, ce se întâmplă aici? Bună, Crystal. Oh, bună. Pinkie Pie. Of, de ce v-ați adunat toți aici? Lăsați-o pe Crystal, este foarte emoționată. Bine, noi vom pleca. Da. Dar e atât de minunată, nu mă pot...